Să din cine pică din acest. Nu, nu. Ta, mă lupă banana vieții. Sărim și pe aici. Ai, mă, bă, dar bă, ce-i cu ghinionul ăsta pe mine? Hai, mă. Mă, bă, da. Doamne, cât dăr. Mă, hai, mă, mai vine partea aia bună. Bă, de ce? Doamne, doamne. Ta. Bă, da. Mamă. Doamne, bă, și astăzi jucăm Stumble Guys și este un episod mai special deoarece, după cum puteți vedea, a venit update-ul cel nou. Deci, da, a venit update-ul 044, versiunea 044 și, după cum puteți vedea, avem aici foarte multe oferte și foarte multe lucruri mișto pe shop. Și cel mai mișto lucru este că avem acest skin gratis, deci, da, avem un skin gratis, Race Car Driver și skinul acesta este făcut deoarece, după cum bine știți, s-a adăugat și o nouă hartă, o hartă cu mașini de la hotul și hai să achiziționăm și noi ăsta și să-l echipăm acum să vedem cum arată. Deci da, cam așa arată. Păi e mișto sincer, adică și să te joci pe Hot Wheels, pe harta aia cu mașini, chiar e foarte mișto. Și da, dacă mai vreți episodul de cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și hai să dați acolo pe susținere cât mai mare din partea voastră și scrieți acolo în comentarii ce challenge-uri vreți să mai fac, ce episoade vreți să mai fac cu Stumble Guys. Și o să aleg ideile voastre, deci lăsați acolo comentarii cu ceea ce vreți să fac. Și da, după cum puteți vedea, avem 55 de gemuri și e chiar perfect, adică uitați-vă aici, toi Christmas Wheel, 55 de gemuri, gen nu știu cum s-a nimerit, dar chiar s-a nimerit foarte bine. Și mă gândeam să cumpăr și oferta asta, dar văd că expiră într-o zi și 10 ore, bine, oferta asta apare mai mereu, sincer. Am vreo 6 euro pe Steam și mă gândeam să o cumpăr, dar nu știu, voi ce ziceți, să o cumpăr sau nu? Lăsați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să o cumpăr. Vreau să vă susținere cât mai mare din partea voastră dacă vreți să cumpăr această ofertă și da. Hai acum, mamă, de ce ăsta? Dar nu știu cât costă, gen, nu știu ce ne-au băgat preț și nu pot să-l cumperi. Nu știu ce i-au făcut, dar nu pot să-l cumperi. E ăsta, e Santa Claus. Ăsta e mod sau ce? Ce ăsta e mod, cred că e 1800 de gemuri. Oare cât o costa? Asta vreau să văd. Mai bine aștept că poate nu costă asta cine știe ce mult. Adică dacă costă 5-6 euro pot să-l iau, știi? Că am banii aia în schimb băgați. Și așa, lăsați. Și da, hai să deschidem noi acum înainte de asta deschidem și noi free spin-ul și hai să vedem cine pică din free spin. Și domnește să ne pice ceva bun din ăsta. Ia să vedem. Și ce ne pică oare? Mă... Nu. Doamne. Bă, mi-a picat ăsta și în episodul trecut, mă, nu înțeleg ce e cu el, mă, bă, sunt blestemată chestiile astea. Deci, hai să vedem ce poate să ne pice aici. Avem skin-ul acesta nou, Baby Doll, care este foarte rar, adică nu știu cum aș putea eu să-l iau, gen trebuie să fiu cel mai norocos de pe planetă și nu cred că sunt eu ăla, nu prea am eu norocul ăsta. Să vedem ce ne pică din acest special. În fine, nu mai contează ce am zis și hai să vedem ce ne pică din roată. Doamne, bă, pentru ce am dat, mă, 55 gemuri, mă? Pentru minerul Mike. Și mă gândeam să fac și niște live-uri, ce spuneți? Cu voi, să ne jucăm bloc de și ce mai vreți voi. Ok, deci asta a căzut-o în Squid Game. Hai să vedem aici. Să lăsăm pe ăștia mai în față, în primul rând, așa de început. Și bam, hai să vedem. Deci pe aici trecem. Hai să ne calificăm, ăsta e obiectivul. Să ne calificăm și poate dăm și noi de harta aia de la Hot Wheels, fiindcă ar merge să dăm de ea. Nu, nu, mă lupă banana vieții. Nu mă mai calific. Ha, mă, pe bune. Taulă. Bă, fix pe ea am călcat, bă, și-am și văzut-o, mă, mamă. Doamne. Nu mai mie mi se putea întâmpla. Hai să dăm data asta. Ha, mă, sar și aici. Hai, mă, am sărit. Chiar am avut o intenție bună, da. Să sar fix acolo. Hai, aici. Bă, nu, păi iar m-a dat într-o parte. Nu mai, că nu mai calific acum. Stai să mă duc repede. Nu treceți, vă rog, nu treceți, vă rog. Lăsați-mă. Așa, perfect, hai că trec. E bine. Hai că e bine acum că trec și eu. Mamă, perfect. Și dacă nu trecea nici de data asta, doamne, deci... Chiar nu eram fraier pe bune. Nu că eram ghinionist. Eram fraier de data asta. Ok, hai să vedem ce hartă pic acum. Bă, tu poate să pice la a doua sau la a treia, că nici nu știu, știam de a doua după, parcă am văzut ceva de a treia și da, chiar nu știu, adică hai să sărim și noi pe aici. Bun, ne ducem, sărim frumos pe aici, bam, 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 sărim și pe aici. Ai, mă, bă, dar, bă, ce-i cu ghinionul ăsta pe mine?
Nu înțeleg. Doamne, cum se întâmplă, mă, treaba aia? Hai, mă. Mă, bă, da, doamne, cât dar... Mamă, eu sunt și fraier, dar am și ghinion în același timp, nu știu, deci... Doamne. Ah, mă mai calific, mă, nu cred că mă mai calific. Sunt foarte mulți acolo în față. Mă, hai, mă, mai vine partea aia bună. Bă, de ce? Doamne. Bă, mamă, deci dacă și de data asta, dar de ce e băguit așa acolo, de ce? Ha, nu, că sunt... Doamne, doamne. Ha. Măcar da și voi acolo un like și un subscribe. Na. Bă, dar ce fac, mă? Bă, unde mă duc, mă? Bă, dar nu gândesc. What the fuck? Hai că e bine, măcar am trecut de asta. Lasă-mă pe mine prima, așa că să trec prin partea asta și... Hai să vedem acum, apuc ăsta, apuc, nu-l apuc. Dar l apuc acum și... Hai să vedem, bă, bă, dar ajung, da, cred că ajung, dacă... Ah, dacă nu mă grăbesc și dacă nu sunt fraier, o să ajung, da. Hai să nu mai cad pe banana aia acolo, că dacă mai... Bă! Doamne, bă, dar... Există să nu... Gândesc eu un pic? Mamă, deci dacă nu mă calificam nici de data asta, bă... Din era pe bune cel mai fraier din lume. Așa, hai să vedem noi acum ce hartă să ne pice. Dar tot nu știu. Spuneți-mi voi acolo în comentarii, chiar nu știu. Chiar sunt curios, stă mie așa pe creier treaba asta. Vreau să știu. Hot Wheels pică și la a doua? Sau doar la a treia? Sau doar la a doua? Sau doar la prima? Chiar nu știu. Că din pe aici arată, da, aici arată toate hărțile în general și nu cred că e... Da, n-are treabă. Ok, ce asta cu gheața? Clasic, de iarnă, așa frumos. Și da, hai să vedem noi acum ce putem face. Știu și eu ceva, vreo tactică pe aici? Na, nu știu, nu-mi reușește. În fine. Da, vreau să fac... Păi da, vreau și eu să-mi văd niște tactici de-astea. Cred că ar trebui să stau să mă uit, dar n-am timp și nici n-aș vrea să stau așa să mă uit. Mai bine le descoper eu, fac cum îmi stă mie capul și aia. Bă, da, mamă, doamne, bă, și-am crezut că am noroc. Din ghinion, eu am crezut că am noroc. Adică din prosteală, pardon. Și tot n-ajung. Doamne, nu mai atât.